Aflat în drum spre Alba Iulia cu toți cei 41 de candidați de pe lista de europarlamentare, liderul AUR, George Simion, a ținut să-l anunțe pe omul de afaceri Vicențiu Mocanu drept candidat al partidului la funcția de primar al Râmnicului. Are realizări, are mulți prieteni în jurul lui, asta arată ceva despre persoana lui dincolo de cariera profesională și are ce mânca acasă. E important. Unii au intrat în politică pentru a se îmbogăți. Vicențiu nu e genul ăsta de om. Avem schițat, lucrăm, pentru că noi vom veni cu soluții la toate problemele pe care ni le creează ceilalți. Și trebuie să venim cu soluții profesioniste, soluții realizabile, nu doar fantasmagorii. Noi vom rezolva problemele punctual și concret. Nu doar să ne aflăm în treabă, să promitem și să nu realizăm. Și la Consiliul Județean Vâlcea, candidatul AUR ar putea fi tot antreprenor.